Noi vrem să vă oferim o altă stare. Să vă măsurăm abilitățile voastre intuitive, cognitive. Când ai zis să vă măsurăm și eu m-am gândit, ce să ne măsoare, domnule? Talia e varianta cea mai bună. Pantalonii jos, măsurăm. Azi ceva metrologie, măi, nu de asta, nu. Vă măsurăm, v-am zis, cât de descurcăreți sunteți. Deci, în câteva clipe, pe acest ecran vor apărea niște emoticoane. Știți că voi folosiți emoticoanele zi de zi. Și aceste emoticoane spun fie niște proverbe, fie niște fraze pe care voi le cunoașteți, dar le cunoașteți foarte, foarte bine. Am înțeles, trebuie să traduci, ca și cum să explicăm. Da, 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 acolo sunt imagini, voi trebuie să le traduceți în cuvinte, în fraze, în, nu știu, expresii. Oh my God. Ce avem aici? Ești pe Marte, ești pe Lună sau pe Soare? Bravo! Aolee! Băi, nu mi-a dat în cap. Cred, chiar deodată. Nu ți-a dat în cap. Eu vreau să zic semnul întrebării cu Cosmos. Eu așa credeam. Eduard, bravo! Da. Hai să vedem următoarea. Asta este un vers din melodiile voastre. Să vedem următoarea. Provocare. Ce e acolo? Când latră, caravana trece. Pus să nu fiți de din voi, oare chiar e ăsta răspunsul? Da, măi, ei n-au văzut nimic, ei nu știu provocările noastre. Că, deci jurăm că n-au, nu știu, chiar dacă nu dădeai el startul și nu zicea care e ideea, avea să-ți traduc câine, sunet, Camila. Bun, haideți să vedem următoarea imagine, oare ce mesaj ascunde? A? Asta e greu. Drum, rochie, dragoste. Poate să fie vreun cântec? Și ecuații, ce e acolo? Parcă nu văd bine. Da, hai să începem. Drumurile. Drumurile noastre se vor întâlni. Dansează, ceva cu dansează. Dragoste. Da. Pe drumul vieții. Da, dar uite, îi pupă acolo. Se pupă. Sărut. Sărut, hai să ne sărutăm. A, ea însă vine, vine pe strada zilelor senin. No. Na, că acolo sunt unele chestii care nu-s de acolo. Privește drept la ecuație. Uite-te la ecuație. A, acela-i card. Card bancar. Card și inelo. Da, e card bancar. E card și inel. Măi, mie mi se pare, dar ăla e card și cu inelo. Da, card și inel. Cumpără inel. Prizoniera. Du-te la alta și o sărută și cumpără inel. Bravo, 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 foarte bine. Du-te la alta și o sărută și cumpără inel. Super fain. Ne place provocarea asta tare. Bravo, bravo, băieți. Hai că vă știți versurile din cântice. Asta este bine. Îți dai seama că ne-am chinuit noi să găsim toate emoticoanele astea ca să facem fraze. Băi, sincer, mi se pare un lucru tare complicat ce ați făcut voi. Păi părerea mea, trebuie să vă punem o pivă. Să vedeți să ne cântați la anunț și la cumătrii. Trebuie să vă punem. Haideți ceva. Haideți să vedem următoarea imagine, următorul mesaj ascuns. Oi. Stai, pe asta nici eu. Te-ai dus bău și ai venit vacă. Ei! Da? Crede-o, nu știu de ce văd asta. Există așa frază? Hai să vedem. Există am văzut oare și noi echipa noastră. Da, te duci bău și vii vacă. Da. Băi, dar eu prima dată aud. Este în popor, este în popor, așa vorbă. Te duci bău și vii vacă. Asta la universitate, știi? Eu nu știam de fraza asta. Te duci bău și vii vacă. E că ai învățat ceva nou azi, Igoraș. Fără tine, Eduard, eu azi mă, pur și simplu mă necam în aceste. Asta e echipa adevărată. Hai să vedem. Următoarea provocare. Măi, măcar la una să nu răspundeți, că așa predeștept sunteți. Hai! Sunt multișoare acolo. Cine să ne ascultă aici? Așa, mă gândeam și eu la cine, dar nu aici. Deci, țară, Republica Moldova, un băiat, ceva cu Europa, poți fi? Ceva va fi cu Europa? Bă, ce sunteți voi? Bună ziua! Te-am prins! N-au nimic de mâncat. Nu, mănâncă ceva și beau. Da. Așa, deci tot trebuie să fie în Moldova.
Nea frumoasă, stau cu frații mei la masă. Merg prin codul. E oare asta? Stai. Dacă o luați pe asta, măi, aducem medalii. Da, stau cu frații mei. Bravo, bravo, bravo. Bravo, băieți. La masă, mulțumim. Cât de fain. Mersi, Eduard. Dar tare fain provocare. Da, da. Nu cu piești lipsi față. Că de fiecare dată când le zicem, pregătiți-vă ceva, îmbrăcați-vă mai comod, că na-na-na-și, iar ne faceți ceva cu piești. Că ne-am îmbrăcat mai comod, vezi? Da, și noi ne-am zis, hai, hai. Ne-am prânt la costum, știi? Pe băieți să-i păstrăm așa mai curăței, dar uite, s-au temut până la urmă. Eu vreau să zic că după provocarea cu peștele, ceva mai sus nu există. Deci o Moldovă întreagă a văzut-o mai mult decât unde.